Dezvoltarea comunităților rurale din județul Constanța se va putea face mai ușor. Asta speră reprezentanții primăriei din Cumpăna, care au încheiat un parteneriat cu o societate din Spania. Obiectivul general constă în promovarea pe termen lung a zonei rurale prin dezvoltarea forței de muncă. 20 de tineri care urmează cursurile vor merge într-o vizită de studiu în Spania. Este un proiect care are ca obiectiv dezvoltarea. Un proiect care are drept obiectiv dezvoltarea. De los emprendedores. În dezvoltarea antreprenorilor. En zonas în zone rurales, rurale, con actividades que cu actividades sean no agrícolas, cu actividades non agricole. El objetivo es obiectivul este el desarrollo de empresas, dezvoltarea de companii y la creación de și crearea nuevos empresarios de noi antreprenori care generează posturi de muncă. Care să genereze posturi de muncă. Prin desfășurarea programelor de formare, proiectul își aduce contribuția la dezvoltarea resurselor umane și la creșterea gradului de ocupare în domenii non-agricole. Câțiva tineri întreprinzători au venit cu idei de afaceri pe care speră să le poată pune în practică. Oamenii pornesc la început cu ideea că nu vor. Nu ne trebuie, nu avem nevoie, după care se constată o schimbare radicală și toată lumea vrea la cursuri. Pentru că în momentul în care participă la curs, constată că are ce să învețe, constată că e foarte interesant să vină la curs și încep să-și dezvolte și anumite abilități. Proiectul urmărește formarea profesională a 160 de persoane. Totodată, 84 de participanți la cursurile de antreprenoriat vor beneficia de consultanță și asistență individuală.